Bine v-am găsit la Impro Football, numele meu este Ciprian Stoica și astăzi o să începem o serie nouă cu foști fotbaliști de Liga 1, care o să vă ofere vouă toate sforturile pentru a ajunge fotbaliști de top. Astăzi îl am alături de mine pe Stelian Stancu. Salut, Stelian! Salut. Îți mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația. Așadar, o să începem prima oară cu CV-ul, cu cartea de vizită a lui Stelian, pentru că este una impresionantă. Peste 180 de meciuri în Liga 1, peste 85 de meciuri în Liga 2, să mă corectez, te rog, dacă greșesc. Așa e, așa e. Acolo, e bine. Ok. O carieră în care a bifat prezențe la Sportul Studențesc, Astra, Steaua, Poli Timișoara, FC Brașov, Hazard Lancaran, ASEA Târgu Mureș și da. Academica Clinceni. Deci o carieră foarte impresionantă. Aș vrea să încep cu o primă întrebare, Stelian. Cum ai ajuns fotbalist și de unde ai plecat? Pentru că cam asta vor să știe majoritatea tinerilor. Am plecat de la Tecuci. Am început fotbalul pe la 12 ani. Prima parte a carierei mele, să zic așa, a fost la Tecuci. Okay. Am stat până la junior 3. Știu că eram atunci când am plecat la Pitești. La Pitești? Da, am fost la selecție la școala Dobrin în 96. Și cred că mi se pare că se organizau selecții cu peste 100 de copii atunci, nu? Da, atunci a fost prima școală privată din România unde au fost la selecție peste 600 de copii. Din care am rămas vreo 30 și pe parcurs s-au mai eliminat și am rămas undeva la 20, un lot normal de jucători, 20-24 parcă știu că am rămas. Foarte unde tare. Pot să spun că acolo m-am format ca și jucător, ne-am învățat tot ce trebuie să știe un fotbalist, cum să lovești mingea cu latul, cu ristul, să dai o pasă lungă, să dai o pasă șutată. În mare, elementele de bază acolo le-ai învățat, acolo le-am învățat la școala Dobrin. Da. Deci contează foarte mult să știi elementele de bază. Când ai ajuns acolo, cred că a fost totuși o schimbare, ai ajuns acolo și ai învățat foarte multe lucruri. Da, o schimbare foarte mare, pentru că la Tecuci nu aveam condițiile care erau acolo, nu eram așa mulți jucători, nu aveam aceleași materiale, na, erau normal. Alte condiții. Acolo, la școala Dobrin, am avut noroc să zic așa că au fost niște oameni foarte profesioniști, un antrenor foarte bun pentru copii și juniori și am avut și o grupă foarte bună, adică am avut niște colegi foarte, foarte buni. Ca să știți că Stelian nu a început de undeva de sus și după aceea a rămas tot acolo. A început de jos și a urcat treptat, a învățat foarte multe lucruri la școala lui Nicolae Dobrin, pentru că predau foarte bine antrenorii de acolo și de acolo a urcat treptat. Acum a doua întrebare, ce contează din punctul tău de vedere la fotbal mai mult? Munca sau talentul? Băi, trebuie să fie, nu știu. La mine nu pot să zic că n-am fost talent, a fost talent, dar nu așa mult ca la alții. Adică foarte multe m-am bazat pe muncă. Uh-huh. Și faptul că n-am renunțat niciodată. Ok. Au fost momente când mi-a fost greu, au fost momente când am fost plecat de acasă, departe de familie și nu e ușor să stai așa departe la o vârstă așa fragedă, dar voința și țelul de a ajunge fotbalist, de a juca în Liga 1, m-au motivat și m-au ajutat să trec peste toate greutățile care le-am întâmpinat. Deci cred că ai întâmpinat și tu jucătorii care au fost mult mai talentați, nu, care n-au ajuns din cauza că n-au muncit. Diferite probleme, că la școala Dobrin chiar toți ne antrenam pentru un singur scop, să ajungem fotbaliști. Normal. Cu toate că am ajuns destul de mulți dintr-o grupă, Maftei, Raț, Bilașcu, Ciprian Tănase, Gabi Crăciun, Ionuț Constantinescu, sunt mulți pentru o grupă. Normal, da. Normal. Ok, eram selecționați din toată țara, dar... Bine, mulți se roagă și de la o grupă să ajungă unul singur. Da, știu. Și de asta spun, că toți de acolo, asta ne doream, să ajungem fotbaliști, dar din diferite motive, ghinion, accidentări, diferite probleme, n-au reușit să ajungă. De... Și până la urmă și soarta ta ca om. Normal, normal, dar cred că ți l-ai făcut și tu norocul singur pentru că ai muncit și ai vrut să avansezi. Am muncit, alt lucru foarte important, trebuie să fii foarte echilibrat în viața din afara terenului, adică în viața extrasportivă. Nu zice nimeni să nu faci. Te duci la un club sau să, nu știu, să bei un pahar de vin sau de bere, dar totul cu echilibru și cu măsură, da. Ok. A patra întrebare, care este cel mai plăcut moment din cariera ta ca fotbalist? Presupun că sunt foarte multe, dar care unul care îți place ție cel mai mult?
Da, sunt mai multe momente, au fost mai multe momente frumoase în viața mea, dar de departe cel mai frumos moment e când am jucat împotriva Realului, Real Madrid, pe Santiago Bernabeu. Deci cred că senzația nu cred că se poate compara. A fost ceva foarte frumos și unic, să zic așa, în viață. Era stadionul, cel puțin primele inele erau numai români, se auzea ca și când jucam cu Ghencea. Da, a fost o atmosferă senzațională. Mi se ridică mie părul pe mine. A fost o atmosferă senzațională și am și reușit un meci foarte bun în acel meci. Era Ronaldo, nu R9, nu Cristiano. Da. Nu mai țin minte dacă venise David Beckham atunci. Era și Beckham. Era și Beckham, nu? Era Zidane. Zidane nu era. Nu era. Era Beckham, Raul, Robinho, Ronaldo brazilianu, Casillas, Roberto Carlos, Casillas. Deci niște jucători de clasă mondială. Guti știu că mai era. Cannavaro, cred că era fundaș central. Da, Cannavaro, da, exact. Da. Van Nistelrooy. Deci, cred că a fost... Da, o echipă senzațională, mare era Real Madrid tot timpul, dar... Totuși ați reușit un rezultat foarte bun atunci. Da, a fost aproape de un rezultat istoric, de un 0-0, dar, na, din păcate s-a întâmplat ghinionul cu Bănel. Se mai întâmplă. Se întâmplă, da. În fotbal se întâmplă chestia. Asta e, dacă nu vrei să greșești, nu te bași și nu mai faci nimic, da. Corect. A cincea întrebare, Stenian, la ce echipă te-ai simțit tu cel mai bine dintre toate cele enumerate? Unde te-ai simțit tu cel mai bine în largul tău? Da. Ai simțit sprijinul suporterilor și te-ai simțit tu cât mai motivat sau cel mai bine? Nu, cel mai bine m-am simțit la Sportul. Pot să zic că nu erau foarte mulți suporteri, dar aia care erau foarte apropiați de echipă și la Sportul tot timpul a fost o atmosferă. A fost grupul, cred că. Da, și grupul foarte unit, eram toți de aceeași vârstă, aproape. Știu că aveați o medie de vârstă foarte mică. Foarte mică, foarte da, mică atunci. Perioadă, da. Mi se pare că se spuneau studenții, nu? Da, atunci, nu? Da. Erați foarte mici. Studenții, gașca nebună, că aveam fluctuații. De când jucam, băteam pe oricine, când... Știu că atunci a fost o perioadă când ați căzut în divizia B și ați revenit, sau da. Dacă ții minte bine, da, nu? Da, da. Ah, ok, deci... Atunci a fost la Sportul Studențesc. La Sportul Studențesc a fost echipa unde m-am simțit cel mai bine. Foarte tare. Și ca antrenor? Ca antrenor am avut mai mulți antrenori care mi-au plăcut. Sincer, fiecare antrenor în parte are plusurile lui și calitățile lui. Dușan Urin mi-a plăcut, Olăroiu, Dan Petrescu, Gabi Balint. Adică sunt niște antrenori care am putut fura de la ei câte ceva pozitiv. Deci ai învățat de la fiecare câte ceva. Câte ceva, da. Și mai sunt și alții care poate am omis. A șasea întrebare, cât de mult contează la fotbal să gândești pozitiv? Sau modul în care gândești? Cât de mult crezi că contează în afară să te pregătești, să ai viața exterioară sportivă, să mănânci bine? Dacă le faci pe toate acestea și gândești, să spunem, negativ, crezi că o să te influențeze sau nu? Da, contează foarte mult. Eu am observat chestia asta la străini. Pe noi, pe români, când dau un exemplu, când greșim la un gol sau ceva de genul, nu știu, câte 3 zile stăm supărați și ne gândim, vai, ce am făcut, nu știu ce. Străinii, în schimb, greșesc la un gol, n-au nici cea mai mică problemă, ca și cum nu e ceva normal, asta e, se întâmplă, o luăm de la capăt. Și lucrul ăsta, sincer, îi ajută foarte mult. Îi ajută foarte mult și asta înseamnă o gândire pozitivă. Până la urmă nu se întâmplă nimic, n-ai omorât pe nimeni, nu nimic. Normal. Ai greșit, e o greșeală, trebuie să vezi partea bună. Da, partea bună întotdeauna că... Da, eu zic că gândirea pozitivă te ajută foarte mult. Te ajută să treci mult mai ușor peste se întâmplă într-un meci, adică ratezi o fază, greșești la un gol. Te ajută foarte mult. Cred că te-a ajutat și pe tine foarte mult în momentul în care ai trecut de la Tecuci, ai venit, ai dus la Nicolae Dobrin și la fiecare echipă. Da, dar să știți că astea cu gândirea și cu astea le capezi pe parcurs. Da, pe parcurs. Îți dai seama de niște lucruri care te afectează, îți dai seama de ele că te afectează și încerci, vezi în alte părți exemple care sunt pozitive și încerci să preiei și tu. Da. Ar fi foarte bine dacă era cineva care să ți le spună pe înțelesul tău când erai mult mai mic. Ce văd eu foarte folositor în ziua de azi în fotbal, un psiholog sportiv, eu zic că ar ajuta foarte mult orice echipă. Și chiar și pe copii, și la copii și juniori. Corect, cred că totuși tot pleacă de la copii, pentru că în momentul în care înveți
6-7 ani niște lucruri, da. E foarte greu să te dezvezi de la ele. Adică doar cu foarte multă muncă, să muncești cu tine, atunci poți să, și doar dacă ești capabil să faci lucrurile astea, pentru că mulți seama de ele. Da, corect. Cred că mulți se pierd după ce termină perioada junioratului. Da. Din cauza faptului că nu gândesc pozitiv și nu se gândesc cum ar putea să ajungă mai departe. Corect. A șaptea întrebare, Stelian, acum aș vrea să le dai la toți tinerii fotbaliști care te urmăresc acum 5 sfaturi din punctul tău de vedere care i-ar ajuta să ajungă fotbaliști. În primul rând, muncă. Ok. Seriozitate, perseverență, echilibru în viață și multă plăcere. Deci, ați auzit, în final totul se termină cu pasiunea, cu plăcerea. Dacă nu este pasiunea ta și nu e plăcerea ta, nu vin celelalte. Și nu cred că mai tragi așa de mult ca și... Asta zic, dacă n-ai plăcerea pentru a juca fotbal și pasiunea pentru a juca fotbal, nu vin celelalte. Adică nu mai vii la antrenament, vii fără chef la antrenament, vii doar ca să vii și nu ajungi nicăieri. Ok, bun. Deci, în principal, ar trebui să-ți faci, să spun, și un scop în viață să ajungi fotbalist, pentru că dacă nu îți pui ceva, nu știi unde vrei să ajungi, e cam... un cel, te pierzi pe drum și asta se întâmplă cu foarte mulți tineri, din păcate. Da. A opta întrebare, de ce crezi că suferă în momentul de față fotbalul juvenil din România și de unde crezi că ar trebui să vină o schimbare, totuși, pentru că... ceva trebuie să schimbăm, că nu este un parcurs bun. Ce să zic, în primul rând, școlile. În școli, știu că când eram eu copil, băteam mingea de dimineață până seara. Copiii din ziua de azi nu mai au această oportunitate. Maidanul. Ei nu mai au această oportunitate, nu mai au să mai joace fotbal sau alte sporturi. Doar dacă plătesc. Dacă plătesc, te duci la fotbal, la handbal, la karate, la așa. În al doilea punct de vedere al meu sunt antrenorii. Antrenorii și părinții în același timp. Pentru că antrenorul e pe teren, părintele e lângă gard. Da. Antrenorul îi spune una, părintele îi spune alta de lângă gard, copilul stă să uite la ei. Păi și acum ce fac? Corect. În al treilea rând se pune foarte mare preț pe rezultat. De la copii de 8, 10 ani, 11 ani, când n-ar trebui să... Există rezultat, adică ar trebui să fie doar plăcerea de a juca fotbal și competiția în sine, adică adversitatea aceea, ambiția copiilor. Corect, corect. Da. Sunt niște lucruri care cred eu că afectează copiii. Odată ce pui preț pe rezultat, pui presiune pe copil, îl cerți când greșește, ceea ce nu mi se pare normal. Bănuiesc. Cred, când crește copilul ăla și va veni mingea la el, de asta se spere și zice că vine bomba, știți cum e vorba aia, că mamă, uite că zici că vine bomba la el și nu știe ce să facă cu mingea. Că dar mulți, din cauza asta, exact, zic eu. Mulți copii care mi-au scris și mie pe YouTube, Facebook, Instagram, mi-au scris că au foarte multe frici, deci am fost surprins de câte multe frici au fiecare, să primească mingea, să tragă la poartă, să dribleze, că țipă antrenorul, că țipă părintele, că țipă cu echipierul. Da. Exact ce ți-am zis, pentru că e foarte mare presiune pe ei pentru niște rezultate, pentru niște ce. Ok, eu înțeleg și pe antrenori că ai rezultate, câștigi niște cupe, câștigi niște turnee. Dar cu ce preț? Păi nu, ăsta e prețul, ai niște rezultate și ei cred că își atrag copiii mai mulți. Asta e iarăși o problemă, sunt foarte prost plătiți, depind de banii aceia de la părinți. Da. Cu cât ai mai mulți copii, cu atât ai încasări mai mari. Și corect. Totul se leagă cumva. Și presiunea pe rezultate, dacă n-ai rezultate, nu îți vin copiii, că eu unde merg eu, doar la aia care pierd în continuu. Corect. Și tu sunt cumva legate, e un sistem puțin prost gândit, zic eu. Pentru că înainte erau școlile sportive, fără plată, fără nimic, veneau copiii de plăcere, ok, ambiția aia că vrei să câștigi, logic, toți vrem să câștigăm, normal. Dar nu era așa presiune pusă de antrenori și de părinți, în primul rând. Da, corect. A noua întrebare, în primul rând, înainte de întrebare, vreau să te felicit pentru locul 3 de la campionatul mondial de mini-fotbal. Așadar, este medaliat cu bronz. Stelian joacă acum la România, la echipa României de mini-fotbal. Și vreau să te întreb cum a fost experiența la campionatul mondial de mini-fotbal. Cum ai resimțit-o acolo? Am trăit o experiență foarte plăcută. Din punctul meu de vedere, în primul rând,
la echipa de fotbal 11, n-am reușit să ajung la echipa națională. Uh-huh. Și era unul din visele mele care nu mi s-au îndeplinit, să zic așa, un target de-al meu care nu l-am putut îndeplini și mă bucur foarte mult că am reușit cu echipa de mini-fotbal, chiar dacă e mini-fotbal, am și trăit aceleași emoții când mi-a cântat imnul. Și să totuși e performanță. Da, și o performanță foarte mare din punctul meu de vedere, locul 3 în lume la mini-fotbal. Ok, nu e profesionist, e un fotbal care acum se dezvoltă foarte mult, dar am jucat cu niște țări care au jucători foarte buni și pun foarte mare preț pe acest mini-fotbal. Au jucători profesioniști chiar plătiți, adică sunt la un alt nivel în alte țări, de exemplu în Mexic, în America. Mexicul sunt cei care ne-au bătut, au și câștigat campionatul mondial, o echipă foarte organizată, foarte organizată și am rămas foarte plăcut impresionat, sincer, și de condiții, și de Australia, de țara, e o țară... Și țara, când ai vizitat-o, cred că a fost altceva acolo. Perth, a fost în Perth, un oraș, nu știu, pe inima m-a cucerit. Bun, și acum ultima întrebare. Știu, Stelian, că ai început să antrenezi, să pregătești niște grupe de copii la ACS Olimpic. Da. Așadar, ce grupe pregătești și unde ar trebui să te găsească cei care vor să se înscrie la grupa respectivă? Da, am început pe data de 14 la ACS Olimpic. RAU Sport se cheamă locația unde ne desfășurăm antrenamentele. Grupele de copii sunt între 7 și 11 ani. Deci între 7 și 11 ani. Băieți, și mai nou vrem să formăm și de fete. Da? Pentru că am văzut că fetele sunt foarte încântate să vină la fotbal. Ok. Și cred că o să facem și o grupă de fete. Oh, deci nu mixtă, o grupă separată și de fete. La început probabil că va fi mixtă, dar pe parcurs când vom crește, sunt convins că le vom separa, pentru că e diferit. Fetele, da, corect. Deci tot la fete tot aceeași grupă de vârstă? Tot aceeași grupă. 7-11. De 7-11 ani și băieți și fete, să intrați pe link-ul, o să aveți un link aici mai jos, să intrați pe el, puteți să completați formularul de contact acolo și după aceea o să îi contacteze cineva de la club, nu? Sigur că da. Deci cam asta trebuie să faceți. Interviul de astăzi s-a terminat. Îți mulțumesc mult de tot, Stelian, pentru că ai acceptat invitația din nou. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pe butonașul cel mic roșu de aici de jos, să dați un like la acest video și să-mi spuneți în comentarii dacă mai doriți să mai facem sesiuni de genul acesta. Așa că până data viitoare, nu uitați cel mai important slogan: exersează, exersează, exersează. Bye!